domnilor și domnilor, să lăsăm prostiile că a venit Mireasa. Nu s-a furat Mireasa, că e redacția știrilor unde muncește Maria Iordănescu. Doamnelor și domnilor, Mireasa weekendului trecut și poate anului, că a fost o nuntă frumoasă, tata Puiu emoționat acolo, ceva fantastic. Domnul Becali a fost numai la cununia religioasă, că el nu vine la petrecere. Mai bine venea decât să se uite la meci cu voluntari, dacă mă întrebați. Da, asta e altceva. Casă de piatră, Maria. Mulțumesc și pentru descrierea și introducerea făcută, Cristi. Bun găsit, îți spun ție și telespectatorilor tăi. Mulțumesc pentru urare. Bun, avem câteva imagini foarte frumoase cu frații tăi, cu soțul. Avem câteva inele absolut superbe. Povestește-mi despre verighetele voastre, de exemplu. Verighetele sunt alese de anul trecut, pentru că noi, din păcate, a trebuit să anulăm nunta din cauza pandemiei. Am fost cam la limită, cam cu o săptămână înainte, anul trecut, am anunțat toți invitații că nu se va mai ține nunta. Am ales verighetele, dacă ai putut observa, pietrele sunt poziționate în așa fel încât să fie unul tot unitar, un complet, ceea ce el nu are, acolo unde el nu are pietre, am eu și invers. Pentru noi este simbolul legământului. Soțul meu, trebuie să dau puțin din casă, din momentul în care preotul i-a așezat verigheta pe deget, nu a mai dat-o jos și mi-a spus să procedez la fel. Foarte bine, mi se pare normal. Uite aici, așa, inelul ăsta aici de 14 ani și aici o să stea în continuare. Bravo! Așa, probă de băiat. Foarte, foarte bine. Am citit că ai păstrat numele Iordănescu, tu ai și numele lui, nu-i așa acum? Da. Și el, da, la rândul lui a luat și numele de Iordănescu? Nu. Ok, nu. Foarte frumos. Și-a păstrat numele părinților. Foarte frumos. Cum a fost la petrecere? Te rog să-mi povestești. Ai avut o trenă absolut superbă. Nu este azi Alin Gălățescu, că e la evenimentul lui, dar sunt convins că ar fi văzut această rochie absolut superbă pe care a avut-o mireasa noastră. Cum a fost? Cine a ales-o? Cum e în reclama respectivă, dacă a văzut băiatul înainte rochia, dar și că nu e bine? Cum a fost? Cum ați respectat tradițiile? Rochia, la fel, a fost aleasă anul trecut. A mers împreună cu mama lui Teodor, mama lui Teddy, așa cum îi spunem noi. Nu îi spun mama soacră, pentru că mi se pare puțin cam distantă această relație, dacă aș spune așa. Mama, noi trei am fost să alegem rochia. Sincer, mă așteptam să mă descurc mai ușor cu ea. A fost destul de dificil, ce-i drept. Nu, Teddy nu a văzut rochia înainte. Asta a fost dorința mea, ca soțul să nu aibă nici cea mai mică idee despre cum va arăta rochia de mireasă. A fost puțin dificil să ținem totul secret, pentru că totuși au trecut peste 8 luni de când noi trebuia să facem nunta și erau momente în care se mai scăpau detalii. Dansul a fost dificil să explic celui de la care am luat și lecții că am o trenă enormă în spate și că nu voi putea dansa așa cum mi-aș fi dorit și în același timp Teddy să nu afle motivul pentru care noi nu putem face toți pașii. În cele din urmă, într-adevăr, mi-a recunoscut că nu s-ar fi așteptat niciodată la această rochie. El a văzut abia după ce am ieșit din biserică cum a arătat rochia, pentru că m-a așteptat în fața altarului. După cum puteți observa și în imagini, tata a fost cel care m-a condus la altar. Aceasta a fost dorința mea inițială, ca tatăl meu să fie cel care mă predă în fața lui Dumnezeu viitorului soț. El a fost cu spatele către mine și cu fața spre altar, iar în ultimele secunde, în momentul în care am ajuns lângă el, s-a întors și nu a apucat să mă vadă în totalitate. Ne-am emoționat amândoi, iar în cele din urmă a stat să mă privească îndeaproape și să-mi spună că sunt extrem de frumoasă, mult mai frumoasă decât și-ar fi putut imagina vreodată. Ați plâns, porumbei? Îmi cer iertare, Cristi, poți repeta întrebarea? Dacă ați plâns de fericire. Am plâns, da. Când? Am plâns unul mai mult ca celălalt. Pentru că, cel puțin, momentul din biserică a fost unul extrem de emoționant.
Noi nu am considerat că suntem cu adevărat căsătoriți după ce am semnat actele la starea civilă, pentru că nu în actele noastre, în acte constă iubirea noastră, ci în această uniune pe care am făcut-o în fața lui Dumnezeu. Așa că acesta a fost cel mai emoționant moment din nunta noastră, momentul din biserică, iar apoi amândoi am avut un moment lacrimogen la valsul mirilor. De ce? Pentru că noi am avut un vals compus din două dansuri și am ales acest lucru pentru că primul dans, după cum puteți observa și în imagine, a fost făcut pe anumiți pași repetați și studiați îndeaproape înainte de nuntă. A fost dansul pregătit pentru toți invitații, pentru că era normal să fim pregătiți în fața lor. Iar ulterior, noi am ieșit în curte, în pădure, și am avut un moment al nostru cu totul și cu totul special, o altă melodie pe care am dansat, fără pași pregătiți, fără coreografie, pentru că am vrut să avem un moment al nostru în care să ne spunem cele mai adânci sentimente, să ni le transmitem unul celuilalt și să simțim cu totul că avem și noi un dans al nostru. În momentul din pădure noi am plâns din nou, unul pe umărul celuilalt, după care a început petrecerea și normal nu a mai fost locul de lacrimi. Bun. A fost furată mireasa? Nu. Cum așa? Nu, soțul a anunțat toți prietenii de dinainte să nu cumva să furați mireasa. A fost la un moment dat o presiune din partea prietenilor mele și mi-au spus: Maria, haide să fugim, să vedem ce face mirele pentru tine. Și a trebuit să completăm și cu băieții, cu cavalerii de onoare, care, inclusiv cu frații mei, care toți s-au dat la o parte și au spus: i-am promis mirelui că nu te vom fura. Și iată, n-am putut să fiu furată. Vai de mine, super doamnelor și domnilor. Super tacticizat. Nici măcar generalul Iordănescu n-ar fi reușit o asemenea așezare în teren. Cum să spun? A fost 4-2-3-1, adică foarte clar, fără niciun fel de discuții. Acum, apropo de tatăl tău, te rog să-mi spui cât de emoționat a fost el. Am urmărit interviul extrem de plin de emoție al tău cu Eduard, cu fratele tău, selecționarea echipei naționale, când pui Iordănescu a lăcrimat așa cum nu l-ați văzut niciodată. Vreau să știu dacă sâmbătă seara a fost cuprins de emoții. Aș spune că mai degrabă sâmbătă la prânz, pentru că atunci a avut loc ceremonia religioasă. Tata îl vedeam, eu ajunsesem în fața bisericii, eram în mașină și îl vedeam destul de agitat, se plimba din stânga în dreapta, nu avea stare. Tata nu știa cum arată rochia, nu avea nici cea mai mică idee, de fapt niciun invitat nu știa acest lucru și era foarte, foarte emoționant. L-am văzut și l-am simțit emoționat inclusiv în momentul în care a trebuit să mă duc în biserică. Nu știa exact cum să facă și cum să procedeze și cu rochia și să fie totul în ordine. Am văzut puțin din imagini și mai mult din tot ceea ce mi-au spus cei prezenți acolo. Părinții noștri au stat în spatele nostru, cei drept la o distanță destul de mare din cauza trenei, și ne-au spus că au fost extrem de emoționanți, că au plâns și că s-a văzut că pe chipul lor că erau mândri de noi. Tata, în mod special, mi-am dat seama că a avut cele mai mari emoții, mai mari decât mama, pentru că el este mai sensibil în raport cu mine și în relația cu mine. Ulterior, după ce am văzut puțin din imagini în care atât mama cât și tata plângeau, am avut o conversație cu tata în care mi-a spus că este greu, că exact în acest moment în care s-a terminat nunta, el conștientizează că fata i-a plecat de acasă, dar că este mândru, liniștit și împăcat că m-a dat pe mâna unui soț iubitor și grijuliu și că mă iubește și că nu se aștepta la o astfel de nuntă. Noi am pregătit totul în amănunt, fără implicația părinților mei, n-au știut
știut ce vom avea, cine va cânta, ce flori am ales. Am vrut să fie o surpriză și s-a emoționat și când a văzut încăperea, restaurantul, cum era decorat, și mi-a spus că fără doar și poate a fost cea mai frumoasă nuntă la care a asistat vreodată, și nu pentru că era nunta fiicei lui, și că a fost într-adevăr un spectacol și că este tare mândru de mine. Toți cei prezenți acolo mi-au spus că se vedea acest lucru și pe chipul lui. Te rog frumos să-mi povestești sau să-mi spui, să-mi relatezi învățăturile nașului George Becali către fiinii săi, Maria și Ted. Sau ce a făcut, că l-am văzut doar la biserică, în rest știu că n-a venit. Domnul Becali, din păcate, nu a mai fost nașul nostru. Și spun din păcate pentru că, deși relația dintre noi nu s-a deteriorat în niciun fel, deși am văzut articole prin presă cum că din cauza certurilor dintre fratele meu și domnul Becali, acesta nu ar mai fi fost nașul meu, nu, lucrurile nu au stat chiar așa. Noi ne-am dat seama, atât eu cât și soțul meu, că ne dorim nași aproape de noi, care să aibă timp disponibil. Domnul Becali este un om care ajută pe toată lumea, se împarte la toată lumea. Nu am fi putut să-i furăm atât de mult timp precum noi ne-am fi dorit. Însă, noi am căzut la un acord, pentru că atât eu cât și soțul meu ținem foarte mult la relația cu dumnealui și l-am rugat să ne fie părinte spiritual, dacă nu în fața lui Dumnezeu, măcar în suflet, ca atunci când vom avea nevoie să ne dea un sfat religios și să ne călăuzească pe drumul credinței, ne-a promis că va fi acolo. A fost un om care s-a ținut de cuvânt din primul moment până în ultimul moment. Ne-a spus că el va fi alături de noi, indiferent de ce decizie vom lua și dacă vom mai vrea și dacă nu vom mai vrea să ne nășească, așa cum se spune. S-a ținut de cuvânt, așa cum spuneam, dar cred că am împăcat pe toată lumea, pentru că am găsit și nașii cu timp, cu disponibilitate, ca să ne poată fi alături. Domnul Becali, primul lucru pe care ne-l-a spus în momentul în care l-am sunat după nuntă, să-i mulțumim pentru prezența lui dumnealui acolo și pentru rugăciunile pe care le-a făcut, pentru că l-am observat în biserică că stătea într-o parte și se ruga și ne-a întrebat că ce faceți, unde sunteți? Ne-ați plecat deja în luna de miere. Am spus că lucrurile nu stau chiar așa, că așteptăm și noi cu mare nerăbdare să plecăm, însă mai sunt câteva lucruri de rezolvat. Sfaturile pe care ni le-a dat de-a lungul timpului a fost, bineînțeles, să ne iubim, să ne respectăm, să avem grijă de această căsnicie, pentru că suntem uniți în fața lui Dumnezeu și că nu avem nici de cum posibilitatea să ne despărțim vreodată și să ne iubim și să ne respectăm unul pe celălalt. Bravo, Maria. Sunt foarte multe cuvinte frumoase pe care ni le-a spus și a fost într-adevăr cu totul alături de noi, exact ca și un naș. Foarte frumos. Bun. Pe nașii cunoaștem? Adică sunt din această lume a persoanelor cunoscute? A televiziunii. Păi zi-mi atunci. Nașa este din lumea. Cine din e nașa? Lumea televiziunii este... Nu pot să dau din casă. Nu pot să dau din casă. Hai mă, că cine a fost la nuntă poate să spună. Să vă zic? Hai zi. Nicoleta Cone. Ah, foarte drăguț. O știți? Da, cum să nu? O știm de pe vremuri. Acum la realitatea, dacă nu mă înșel, Nicoleta Cone, cu drag. O știm pe Nicoleta, să vă trăiască nași. Realitatea plus. Realitatea vă plus. Vă mulțumim. Cum zici, Matale? Cu buchetul. Cum a fost cu buchetul? Ai aruncat buchetul, s-a prins buchetul. Foarte frumos buchetul, au remarcat fetele din redacția mea. Cu buchetul, s-a prins buchetul prima dată de decorațiunile de deasupra noastră, pentru că erau cumva mult prea jos și în momentul în care l-am aruncat s-a proptit de florile pe care le aveam pe tavan și a trebuit să arunc și a doua oară. Norocoasă a fost una dintre fostele mele colege, Antonia, și m-am bucurat enorm că a prins buchetul, am văzut fericirea și pe chipul ei și
Da, a fost un moment special pentru că, sincer, așteptam să văd care dintre prietenele mele va fi următoarea care se va căsători. Și de ce spun lucrul ăsta? Da, pentru că singura și prima dată când eu am prins buchetul a fost cu câteva luni înainte să-l cunosc pe soțul meu. Ce tare! Ai văzut? Nimic nu-i întâmplător în viață. Pe de altă parte, s-a mai bucurat cineva pe deplin de acest eveniment, și anume fratele tău, selecționerul echipei naționale, care povestea, dacă nu mă înșel, chiar în ziua cununiei tale civile, că el, săracul, nu... Sărac. El nu reușește niciodată, că ba era la FCSB, ba era undeva și nu reușea niciodată să fie. Acum l-am văzut. Cred că a marcat acest și s-a bucurat de acest eveniment așa cum se cuvine. Așa este. Eddie a lipsit de la multe momente importante din familie, inclusiv botezul primului născut. Pentru că este extrem de dedicat a ceea ce face și, din păcate, n-a ajuns nici la starea civilă pe care am avut-o anul trecut în luna septembrie, nici la nunta fratelui meu. Dar eu mi-am dorit din suflet să ajungă și i-am spus, să știi că nu există scuze pentru mine. La nunta mea trebuie să fie acolo, toți cei trei frați ai mei trebuie să-mi stea alături și mulțumesc că lui Dumnezeu a avut posibilitatea să fie și la biserică, și la restaurant. A stat până târziu alături de cei trei băieți ai lui și de soția lui și am fost împreună, am avut toți nepoții alături, nepoțica și singura nepoțică a fost acolo, prințesa, ea a fost adevărata prințesă a nunții și lucrul acesta m-a bucurat cel mai mult pentru că familia mea toți erau acolo. Da, doamnelor și domnilor, un singur lucru în ultimele 10 secunde, că Maria trebuie să ducă la treabă. Nunta de luna de miere unde va fi? Când va fi? Va fi un traseu compus. Sunt mai multe țări. Ar fi Malaezia, Vietnam, Maldive. Încă nu avem itinerariu stabilit și gata, finalizat. Acesta este și motivul pentru care încă nu am apucat să plecăm. Însă va fi o adevărată lună de miere pentru că vrem să fie vacanța vieții noastre și cea mai frumoasă și cea mai lungă. Doamne ajută! Maria, felicitări! Mulțumim foarte mult pentru aceste amănunte absolut grozave. Mulțumesc. Case de piatră, să fiți fericiți, sunteți absolut minunați. O familie foarte frumoasă, o familie împlinită. Toată lumea, după cum vedeți, este pe drumul său. Maria, spor la treabă, te vedem mai târziu la știri, da? Ne vedem la știrile din sport de la ora 18:55. Perfect. Doamnelor și domnilor, mergem mai departe.